Astăzi o să facem ciupercute, ia uitați, aici am un kilogram de ciupercute la tigaie, apoi am vinete și cartofiori și am să-i fac pe grătar. Am să-i pun pe acest grătar să le coc și am să fac o salată de vinete cu usturoi și cu pătrunjel și cu un pic de ardei. Cu ulei, cu puțin oțet și am să deschid aici tigaia ca să preparăm ciupercuțele și am să pun ulei. Eu îi spăl înainte și punem în tigăița noastră astăzi vă arăt cum prepar eu ciupercuțele la tigaie. Sunt foarte, foarte bune și simple și se fac repede. Să deschid și lumina. Se vede? Ia uitați. Așa. Lăsăm să se prăjească puțin usturoiul. Bună seara, Liliana! Așa. Să se undească puțin. Mai și gătim, nu facem numai prăjituri. Avem și pătrunjel și un pic de ardei și usturoi, o să ne trebuiască și pentru vinete. Lăsăm totul aici și sare. Între timp să mai curăț cartofelul. Cartofii fac pe grătar. Așa. Dar deoparte pentru moment, ia uite, am să dau la mic, usturoiul s-a făcut. Și acum am să adaug ciupercuțele. Eu le tai feliute. Le tai direct aici, pe... O să vin mai aproape, așa. Ele oricum se fac mici. Așa. Aici am un kilogram de ciupercuțe. Și mai mari, și mai mici.
dacă vă place, după ce le-ați făcut, cu puțin ulei de usturoi sunt foarte, foarte bune. Și cum am ridus, așa. Eu le tai mai mari că se fac mici. De ce mi-i puse să fac. Am să presor puțin în sare. Așa, amestecăm. Și între timp ce ciupercuțele se fac, o să tai bine telefonul. Deci am spălat și cartofii și vinetele și ciupercuțele tot peste spălat. Eu le coc pe lung. Nu stau deloc. Eu toată ziua stau în bucătărie. Nu e adevărat, nu stau chiar toată ziua. Să amestecăm și percuțele, că se fac foarte, foarte repede. Bună seara, Ana! Bună seara, Eugenie! Bună seara tuturor! Așa, nu facem numai prăjituri, mai și gătim. Vinetele le coc pe gratar, aici. Am să schimb cum termin cu ciupercuțele, le punem și le coacem și apoi o să le facem un fel de salată cu ulei, cu oțet, cu usturoi, ardei iute și cu pătrunjel. Da.
ce au scăzut, o să adăugăm puțin vin și dacă mai este nevoie, încă puțin ulei. De aici nu văd. A, v-a plăcut? Mă bucur, mă bucur, Eugenia. Așa, lăsăm să scadă ciupercuțele. Eu de aici nu văd așa de bine scrisul. Și tăiem păliuțe. Tăiem și pe a treia. Să mai pun aici un fund. Așa. Acum o să le dăm cu sare, pe fiecare, cu puțină sare pe deasupra. Și le punem așa aici în față. Cum sunt data și pe ciupercuțele, le prăjim. Le prăjim, le punem pe gratar. Și am să pun și cartofii pe gratar. Să vedeți ce bun ies. Tot așa pe liuțe. Așa. Puțină sare, puțină. Aici am cartoful, am 3 cartofi ori. Am să-i fură de coajă, eu îi spăl la început cartofii. Mai învățim un cipercuțe. Apă, trebuie să scadă, să scadă bine, 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 bine. După ce au scăzut, adăugăm, știu dacă am adăugat sare. Mi se pare că da. Adăugăm, am adăugat sare. Așa, și cartofii tot pe gratar îi fac. Pe lute, așa, cu sare. Ciocolata am închis-o și e, trebuie scoasă din forme.
După ce terminam aici, am să scot și ciocolată să vedeți cum arată. Așa. Tot la fel, îi dăm cu sare și după aceea îi punem pe grătar. L-am tăiat cu cuțitul de pâine. Și acum cu puțină sare presurăm pe deasupra, pe fiecare, așa. Așa. Și gata. Deci ne-am pregătit cam tot. Bună seara, bună seara, bine ați venit în bucătărie la Camelia. Nu facem numai prăjituri, mai și gătim. Așa, așteptăm să scadă puțin și percutele. Am să mai adaug și puțin ulei. Puteți adăuga și puțin piper. Și la urmă punem pătrunjel. Pătrunjel proaspăt. Ia să tăiem și pătrunjelul. O să tai aici. Așa. Avem 2 căței de usturoi care să-i punem la vinete. Am să-i curăț pe aceștia. Și facem bucăți mici, 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 mici. Dacă doriți mai mult usturoi, puteți pune. Dacă vă place cu mult usturoi, puteți pune. Și la sfârșit puteți face și un mujdei de usturoi pentru ciupercuțe. Este foarte, foarte bun. Așa. Aici am să fac sosul pentru vinete. Să vedeți cum este. Așa. Și am să tai cățeiul de usturoi, așa, în bucățele mici, 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 mici. Și în loc de ulei de măsline puteți folosi ulei normal. Este la fel de bun. Așa. Și am să împart în două pătrunjeluri, că îmi trebuie un pic pentru ciupercute și un pic pentru vinete. Așa.
avem și un ardel iute și am să-l tai așa bucățele. Și-l pun așa cu totul. Acum aici am să pun un praf de sare, așa, și ulei de măsline. Se pune și ulei normal. Așa. Învârtim aici, amestecăm, sunt aproape gata și pe spusele. Nouă ne plac mai mari, tăiate mari. Dacă le doriți, le puteți face mărunțele, mărunțele. Așa. Și aici am să pun și puțin oțet. Aici, peste pătrunjel, usturoi, cu ardei iute și ulei. Și punem și puțin oțet. Și amestecăm bine. Și am făcut sosul pentru vinete. Uleiul o să trebuiască mai mult. O să mai punem. Așa. Iată, ce percutere, sunt gata, aproape gata. Vedeți că a scăzut toată apa. Acum am să dau puțin vin. Puțin, puțin. Așa. Am o jumătate de vin pahar. Și lăsăm să scadă. Din nou. Adăugăm pătrunjelul care îl avem aici. Și cipercutele sunt gata și ne ocupăm de vinete. Dacă ați ști că sunt de bune, făcute așa. Delicioase. Delicioase. Să le încercați, să vedeți ce bunătate. Așteptăm să se evapore vinul. Și sunt gata. Ne-am pregătit vinetele. Ia uitați, uite, sau le-am dat și cu sare, cartofii. Avem și sosul. Deci cartofii nu-i băgăm cu sos, îi mâncăm pur și simplu pe gratar. Dar vinetele le dăm prin sos și o să facem un fel de salată de vinete cu acest sos. Salată de vinete făcută în alt mod. Așa. Ia uitați. Lăsăm să scadă bine, bine. Și după ce a scăzut, punem gratarul nostru. Îl punem pe foc. Așa, în locul. Să
seara, bună seara, la cine a venit mai târziu. Facem ciupercuțe și frase la tigaie. Ia uitați-le cum arată. Imediat punem și pătrunjelul. Așa, încă puțin să scadă bine, bine. Să scadă bine, punem pătrunjelul și ciupercuțele sunt gata. Când nu mai iau zeamă deloc, atunci sunt gata ciupercuțele. Aici am avut un kilogram de ciuperci. Am pus 2 căței de usturoi. Puteți pune și mai mult dacă vă place usturoiul. Ulei, o cișcuță de ulei, 2 căței de usturoi. Ciupercuțele, sare. Când a scăzut apa lor, am adăugat vinul, cam o jumătate i-au dat. Așa, puțin de aici din vin. Lăsăm să scadă și vinul și apoi adăugăm pătrunjelul. Iată, s-a scăzut aproape de tot. Așa. Le puteți folosi și ca garnitură, la cărniță, cu piure, cu... Și la orez puteți folosi aceste ciupercuțe făcute așa. Sunt foarte, foarte bune. Să le încercați să vedeți ce bun este. Așa. Iată ce. Acum adaug și pătrunjelul. Și sunt gata. Iată ce. Ciupercuțe. Așa. Punem pe o parcuriuță. Ia uite. Ce bunătate. Și pe scuze. Uite ce bine arată. Vedeți? Acum o să punem să facem... am să pun grătarul. Așa. Să pun aici de parte. Mi le mai arăt odată. Ia uitați ce bine arată. Nebune. Aici pe grătar, o să punem, se vede, așa, lăsăm să se încălzească și o să punem cartofii și cu vinetele, să le lăsăm să se coacă pe grătar. Am făcut sosul din ulei cu căței de usturoi, tăiați bucățele, cu pătrunjel, cu ardei iute și cu puțin oțet. Cu ulei trebuie mult mai mult. Mie mi s-a terminat. După ce termin, mă duc să-mi cumpăr. Așa. Așteptăm să se încălzească bine. Și o să punem așa un rând de cartofi, un rând de vinete. Așteptăm să se facă.
trebuie să avem răbdare. Să avem răbdare după ce s-au copt vinetele, le punem în acest sos. Și este o bunătate, o bunătate, o bunătate. Nu știu dacă s-a încălzit așa bine, încă nu. Mai așteptăm puțin. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți câte rețete am, câte și fel de fel. Am și ciupercuțele făcute pe canalul de YouTube. Găsiți rețeta și acolo. Astăzi am făcut un direct cu voi. Și păjoluțe de carne cu piure, și păjoluțe din bostănel, și musaca de cartofi, și musaca de vinete, parmigiana de vinete și musaca de carne cu cartofi. Varză cu carne, foarte, foarte multe rețete găsiți. Hai să vedem dacă s-a încins. Ia uitați, începe. Oh, începe să se facă. Lăsăm așa aici pe... Deci eu am pus pe fiecare felie, pe fiecare, am presurat așa peste tot puțină sare. Și pe cartofi și pe vinete. Aici am pus doar un prânz ușor, doar dacă mai este nevoie mai adăugat sare în sos. Și mâine dimineață, fiind să termin tortul, astăzi am făcut blatul, am făcut un blat dreptunghiular, că vreau să-i dau o anumită formă și îl tai în două și apoi îl suprapun, o să iasă, cred că, patru straturi. Și mâine am să fac crema de lămâie, care se face din două părți, o parte coaptă pe foc cu zeamă de lămâie, stoarcem lămâi și apoi o să adăugăm mascarpone și cuprișcă. Și aceasta o să fie tortul pentru ziua băiețelului, născut pe data de 24 decembrie. Moșul mi-a adus cel mai frumos cadou. Da. Așa, ia să vedem și să întoarcem. Încă nu s-a încins bine, bine. Ia uitați-le cum vin. Vedeți? Așa. Să întoarcem. Ia să vedem și cartofii. Apropiem cu pași repede de Crăciun. Mâine am să vă colim și în direct. Am mai colindat și dimineața, dar mâine am să vă colim din nou, după ce terminăm tortul. Să încercați și ciupercuțele și această rețetă. Este foarte, foarte bună. Am și salata de vinete făcută în două moduri. Făcută și cu mixerul, cum așa, și bătută cu tocătorul. Am salata de vinete pe canalul meu de YouTube. Acolo găsiți multe, 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 foarte multe rețete. Eu vă aștept cu mare, mare drag pe toți. Să veniți. Așa. Lăsăm să se facă. Vreau să vă arăt cum se fac câteva felii, să vă arăt și după aceea să continui singurică. Să
mai întoarcem o dată pe ceasă. Așa, să se coacă bine. Eu pun cu tot cu coajă. Este foarte, foarte bună. O să punem pe farfuriuță aici. Pentru că am flacăra mică aici în față. Da. Cabinetele se fac. Așa. Ia uitați ce frumoase sunt. Pe grătar făcute. Vedeți? Așa. Le mai întoarcem încă o dată. Și sunt gata aceste din mijloc. Așa. Mâine, dacă am timp, am să vă arăt cum fac eu sărmăluțele. Sărmăluțe bune, bune, bune. Ca cele de la nunți. Când ne ducem la nunți și mâncăm sărmăluțe de alea bune, 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 bune. Eu am găsit rețeta și am făcut, să știți că o aveți pe YouTube și mâine aș vrea să o împărtășesc cu voi. Au același gust. Sunt bune, bune, bune. Să încercați să vedeți. Le punem așa aici, eu cred că sunt moi. Să mai punem una, două. Așa. Asta este gata, o așezăm așa aici, punem alta, așa. Aici nu are flacără cartoful de desubt. O să pun altul. Ia uitați cum arată cartofiul. Bun, bun, bun. Delicioși sunt. Seamănă cu cei copți la cuptor. Uitați, a început să se încingă bine. Așa. Acum, și eu în acest sos pun vinetele. Vedeți, le pun pur și simplu. Așa, și le amestec. Sunt încă căldute, nu s-au răcit, dar nu se întâmplă nimic. Numai bine se amestecă toate ingredientele. Ia uitați. Așa o să arate. Ia uitați ce bunătate. Vinete în sos, vinete, salată de vinete. O bunătate, o bunătate. Hai să pun aici să se vadă. Așa. Și cartofi.
fior copt pe grătar. I-am dat mai cu puțină sare. Arată bine, nu? Este foarte, foarte, foarte bună. O salată extraordinară. Eu fac și așa și salată normală, cum facem noi cu ceapă de vinete, cu ulei și așa. Este bună, bună, bună. Un deliciu. Aceasta este cina noastră. Și percuțe cu vinete. Și cu cartofi. Cartofior pe grătar. Un deliciu. Și cu usturoi. Un pic de multe de usturoi și cu cartofei. Un deliciu. Eu îmi fac poftă singură. Sper să vă fac și vouă. Aici trebuie răbdare până le coacem. Răbdare, răbdare. Am să mai fac și acestea două și după aceea am să închid și o să ne vedem mâine. Eu am să continui să le coc ca să nu vă țin. V-am arătat doar cum prepar eu ciupercuțele la tigaie și această salată de vinete care este super, super bună. Și cartofii copți pe grătar. Așa. Sunt gata. Lăsăm puțin să se răcească. Mai punem aici, mai punem 2-3 cartofi, ori să punem să se facă și cartofii. Așa. Cum se răcește puțin, o adăugăm aici. Sosul să-l faceți mai mult. Eu am avut doar puțin ulei. Trebuie să-mi cumpăr. Și să fie plin, așa, cu ulei, cu oțet, cu... Să adăugați și usturoi, dacă vă place. Ardei iute, pătrunjel. Și faceți sosul ăsta și să nuate. Este foarte, foarte bun. Eu îl fac cu ulei de măsline, dar îl puteți face și cu ulei de floarea soarelui. Eu gătesc cu amândouă, și cu ulei de floarea soarelui, și cu ulei de măsline. Așa. Aici nu s-a făcut. Eu deja am dus la băiat, fac curie. Așa. Acum adăugăm și acestea două aici în interior. Și amestecăm. Ia uitați. Așa. Eu așa fac. Este foarte, foarte bun. Și cu puțin ardei iute. Este opțional ardei iute. Așa arată salata. Salată, ciupercuțe și cartofiori. Ia uitați, cartofiori copți. Acesta este meniul din seara aceasta. Cartofi copți pe grătar, cu vinete coapte pe grătar, făcută salată și cu ciupercuțe. Acum eu am să vă las, am să continui să. Nu vreau să vă țin prea mult. Și ne vedem mâine. Ne vedem. Vă arăt ciocolata. Ia să văd cât se face aici. Să vă arăt și ciocolata cum a ieșit. Mai lăsăm puțin. O să dau deoparte să vă arăt ciocolata. Ia să dau deoparte puțin așa. Să vedeți ce am eu. Am făcut eu dimineața.
le arăt. Și după aceea le dau la frigider. Să mai întoarcem mai mult puțin, să nu se ardă. Așa. Să vă arăt ciocolata. Vedeți? Am pus și am umplut. Scot câte una și o pun înapoi. Aici este foarte cald. Ia uitați. Vedeți? Cum arată? Așa. O pun înapoi. Și mâine am să vi le arăt din nou. Ia să vedem aceasta cum a venit. Asta are un model un pic mai deosebit de desubt. Ia uitați ciocolata. Așa. Aici trebuie să închid. Ia să scoatem una. Ia uitați. Vedeți? Mâine o să le tăiem. Mâine o să le tăiem să vă arăt și în interior cum au venit. Ia uitați, făcute dimineață. Punem înapoi. Așa. Ia să vă arăt și asta de aici. Are altă formă. Ia uitați. Ciocolată pentru sărbători, făcută în casă. Așa. Acum le dau la frigider și ne vedem mâine dimineață. Eu vă aștept și mâine dimineață să le scoatem din forme și să terminăm tortul. Să le dau la frigider. Așa. Să ne ștergem de ciocolată și să terminăm vinetele. Așa. Ia uitați cartofiorul cum arată. Este fierbinte. Vedeți? Bun, bun, bun. Au. Întoarce. Așa. Aici am pus două. Este salata. Ia uitați ce bunătate. Așa arată. Salata, cartofi și ciupercuțele. Bune, bune. Ia uitați. Așa. Și ne vedem mâine. Eu vă pup. Mulțumesc, Liliana. Mulțumesc. Eu abia văd scrisul. Camera astăzi este mai la distanță. Vă mulțumesc tuturor, vă pup dulce, vă urez o seară frumoasă și ne vedem mâine dimineață să terminăm tortul de lămâie, tortul băiețelului. Băiețelului, băiețelului, că e mare, e mai înalt ca mama. Seară frumoasă, Liliana, seară frumoasă tuturor, vă pup dulce și ne vedem mâine dimineață. O seară frumoasă, pupici, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. O seară frumoasă. La revedere!